Bună seara, sunt Radu Șobeanu, bine ați venit la Jurnalul de Agricultură, singurul buletin informativ zilnic cu și despre fermieri. Hai să vedem care sunt principalele știri ale serii. Premierul Victor Ponta a câștigat războiul cu președintele țării. Vorbim despre cererea de reexaminare a codului civic pe care Klaus Iohannis a făcut-o în urmă cu ceva timp și care a fost respinsă astăzi în plenul Camerei Deputaților. Șeful statului este de părere că aproape 1 milion de hectare pot fi deprișate în baza articolului 20. Mai mult, el a adăugat că tăierile ilegale de pădure reprezintă un atac la siguranța națională. Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi codul silvic în forma inițială cu 218 voturi pentru și 95 împotrivă, respingând cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis. Propunerea șefului statului a venit în urma unui articol introdus de PSD, care prevedea ca un operator economic să nu poată achiziționa sau procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie. De cealaltă parte a baricadei, Doina Pană, deputat PSD, care a inițiat acest act normativ, consideră că în ultimele zile s-au spus foarte multe minciuni menite să respingă acest cod silvic. Pădurea înseamnă o marfă specială, înseamnă interes național. Deci acest 30% este absolut benefic, este absolut legal, în concordanță și cu Constituția României și cu ce spune Uniunea Europeană în strategia de dezvoltare. Oameni buni, din cauza unor deficiențe în reglementare, la ora actuală se manifestă 2 sau 3 probleme majore asupra pădurilor României. Lipsa pazei pădurilor, presiunea mare din partea monopoliilor de a avea cât mai mult lemn prelucrat și presiunea mare din partea exportatorilor să ducă buștean în afara țării. Acest cod civic pe aceste 3 lucruri dă chei foarte clare, care dacă sunt bine folosite prin acte de reglementare subsecvente, poate să ofere în sfârșit o protecție majoră pădurilor. Sunt în joc aproape 1 milion de hectare de pădure care, nefiind amenajate, pot foarte ușor să fie tăiate sub diverse forme. Odată făcut amenajamentul pentru o suprafață, pădurea nu va putea sub nicio formă să fie fragmentată. Păi se favorizează tăierea ilegală de pădure în condițiile în care nu ai amenajament silvic. Am spus, am dat de înțeles de la bun început. Atâta timp cât ai un amenajament silvic, statul prin lege și prin codul silvic te obligă să ai pădurea predată spre administrare ocoalilor silvice. Odată cu respingerea cererii de reexaminare, legea va merge spre promulgare către președintele României. Victor Ponta este mulțumit de această decizie și este de părere că acest cod silvic nu este unul perfect, ci unul perfectibil, dar mult mai bun decât cel anterior. Potrivit unui studiu realizat de IRES și comandat de televiziunea Digi24, 73% dintre respondenți consideră că defrișările masive reprezintă o problemă reală în țara noastră, în timp ce aproape jumătate din cei chestionați sunt de părere că legile fondului silvic reprezintă factorul principal pentru aceste defrișări ilegale. Se suplimentează fondurile europene nerambursabile pentru măsurile care sprijină dezvoltarea satelor din România. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii Daniel Constantin, prezent alături de premierul României Victor Ponta, la o întâlnire cu reprezentanții primarilor din mediul rural. Măsura 125 privind infrastructura de la sate și măsura 322 care vizează renovarea serviciilor de bază pentru economia rurală din PNDR 2007-2013 vor beneficia de sume suplimentare. Am ajuns la această decizie în urma disponibilizării unor sume din alocarea totală 2007-2013, dar și în urma unor discuții pe care le-am avut cu oficialii Comisiei Europene pentru a cere acordul ca pe contractele deja depuse să semnăm noi contracte astfel încât gradul de absorție pe PNDR să ajungă cât mai aproape de 100%. Există o nevoie foarte mare de finanțare în continuare pe zona de infrastructură, fie că vorbim de infrastructură rutieră, fie că vorbim de canalizare, fie că vorbim de infrastructura disponibilă pentru agricultură, drumuri forestiere și așa mai departe. Este zona pe care gradul de absorție, spun eu, că a mers bine, poate să meargă și foarte bine și vreau să vă dau doar câteva cifre pentru a reflecta nevoia pe care am avut-o și pe care o avem în continuare. Pe PNDR-ul 2007-2013, sumele solicitate de către primari au fost de 4 ori mai mari decât necesarul pe care l-am avut la dispoziție. Odată cu semnarea acestor contracte, se încearcă ridicarea gradului de absorție a fondurilor disponibile prin PNDR, care a ajuns la 84%, a subliniat ministrul Agriculturii Daniel Constantin.
Așa cum bine știți, la 31 decembrie 2015, până în momentul de față, există solicitarea Comisiei Europene să se transmită ultimele cereri de plată. România a făcut deja o solicitare pentru a extinde această perioadă cu 6 luni de zile. În caz afirmativ, primarii vor avea la dispoziție acest an, deci practic până la 30 iunie 2016, să încerce să facă cât mai multe operațiuni, cât mai multe plăți, astfel încât să putem să avem un program cu un grad de absorție foarte ridicat. În caz contrar, există deja acordul Comisiei Europene, cel puțin pe aceste proiecte și sperăm să extindem, ca cei care nu termină să poată să facă plăți din bugetul 2014-2020. Vă rog să faceți proiecte, să le faceți bine, ca să nu fie probleme de niciun fel, să rezistați la orice fel de alte lucruri critici și bețe în roate. Guvernul va efectua în luna iulie prima rectificare bugetară din acest an, a anunțat miercuri premierul Victor Ponta. Șeful executivului a precizat că o parte din bani vor fi alocați pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene ale primăriilor care nu au bani din bugetul propriu cu această destinație. În iulie am rectificare și pot să vă dau cofinanțări. Problema este că îmi trebuie o situație foarte clară. Cadou inedit pentru ministrul agriculturii Daniel Constantin. 5.000 de fermieri din zona Maramureșului i-au trimis oficialului o sticlă de pălincă, o papușă ce înfățișează o maramureșancă îmbrăcată într-un port popular și o traistă tradițională. Care este semnificația acestui gest al membrilor Camerei Agricole Maramureșene? Aflați din materialul următor. Chiar dacă a lipsit de la întrunirea camerelor agricole din România, Daniel Constantin a avut parte de o surpriză din partea fermierilor din Maramureș. O țărancă maramureșancă într-o zi de sărbătoare. Și bineînțeles cartea noastră de vizită a maramureșenilor, fără de care nu plecăm de acasă. Mi-au spus să o pun aici într-o traistă din aceasta moroșană de-a noastră, moroșenească, făcută din lână de la oile noastre, producători, fermieri de acolo locali. Și este o pălincă, bineînțeles. Asta e cartea de vizită a maramureșanului. O pălincă tradițională, făcută la noi în Maramureș. Cei 5.000 de membri ai forului organizațional din nordul țării au ținut să-i transmită un mesaj ministrului agriculturii, asta în condițiile în care autoritățile evită alocarea de fonduri pentru înființarea acestor camere agricole. Mesajul era să-și aducă aminte de promisiunile pe care le-a făcut de-a lungul celui un an și jumătate de când ne-am înființat. Am fost de câteva ori la dânsul și ne-a promis niște lucruri care au rămas la stadiu de promisiuni până în acest moment. Și, din păcate, se pare că mai mult dezinteresul persistă. Potrivit specialiștilor, fermierii au nevoie de aceste camere agricole atât pentru informare, cât și pentru consultanță și alinierea la noile reglementări legislative. Cea mai mare problemă este finanțarea. Faptul că nu avem posibilitatea de a fi finanțați decât din bani de la fermieri este foarte greu pentru noi să funcționăm și aproape imposibil, pentru că nu putem să angajăm specialiști. Dacă nu poți să-ți faci un buget, e foarte greu să poți să ai o activitate permanentă cu angajări și cu oameni care să lucreze în domeniu. 14 camere agricole au fost înființate până în prezent în țara noastră, termenul prelungindu-se pentru încă 9 luni pentru ca restul județelor să facă pașii necesari pentru a se alinia și ele acestor reguli. Federația Rusă a ridicat embargoul la carnea din Republica Moldova. Serviciul Federal de Control Veterinar și Fitosanitar a decis să renunțe la restricțiile impuse pe piața rusească a cărnii în stare crudă, unor produse din carne de la două întreprinderi din țara vecină. Important de menționat este faptul că Republica Moldova importă de două ori mai multă carne decât exportă. Companiile Mistor Bras din Nișcani, Călăraș și Tehnostel Car din Hâncești au obținut dreptul de a livra în Rusia carne de vită, de porc, de oaie și de cal. Asta după ce au fost examinate rezultatele analizelor prezentate de partea moldovenească privind eliminarea încălcărilor identificate în urma inspecției efectuate de medici sanitari veterinari din Rusia. Pe data de 27 octombrie 2014, Rusia a impus interdicția la importul de produse din carne din Moldova. Motivul invocat de autoritatea sanitară rusă a fost depistarea unor cazuri de livrare
livrare din Republica Moldova a unor loturi de carne de origine necunoscută, nesigură din punct de vedere veterinar și sanitar. Interzicerea importului cărnii din Republica Moldova și al produselor derivate pe piața rusă nu are nimic comun cu agricultura, cu veterinăria, cu întreprinderile noastre. Este o chestiune politică. Cu toate acestea, Rusia a menținut interdicția impusă din 11 septembrie 2013 la exporturile de băuturi alcoolice din Republica Moldova, cu excepția unor întreprinderi din UTA Gagauzia. Estimările specialiștilor arată că pierderile de pe urma embargoului impus de Rusia la exportul de vinuri, fructe, carne și conserve din Moldova se ridică la circa 200 de milioane de dolari. Bun, după această știre încheiem grupajul informativ și mergem să discutăm despre știrea acestei serii, subiectul cel mai fierbinte, codul silvic, care pentru a doua oară a fost votat în aceeași formulă de parlament. Astăzi a fost rândul Camerei Deputaților. Stăm de vorbă despre acest subiect împreună cu domnul Ion Banu, jurnalist și realizator al emisiunii Din lumea satului aici pe Agro TV. Domnul Cătălin Tobescu, de vicepreședinte al Federației Nostra Silva. Bună și seara! Bună seara și cu domnul deputat Remus Cernea. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezența. Domnilor, vedem că astăzi a fost o zi mult așteptată în acest domeniu al silviculturii. Dacă până acum principalul război între opoziție și putere îl reprezentau acel articol cu procentul de 30% pentru fiecare pentru o companie care poate deține mai mult de acest procent din piața de lemn, e bine, se pare că în ultima perioadă atenția s-a mutat pe acest articol 20, unde se spuneau că, și a rămas în continuare la fel, că pentru un amenajament ai nevoie de minimum 10 hectare, deci ai nevoie de 10 hectare plus această cifră pentru a face amenajament. Cei care nu dețin sau pentru asociere nu ajung la aceste 10 hectare pot să-și valorifice lemnul din propria pădure undeva până la maximum 3 metri cub pe hectar pe an. Domnule Tobescu, sunteți reprezentant al proprietarilor de păduri. Este bun acest amendament sau, așa cum spune președintele Klaus Iohannis, ar putea duce la o defrișare masivă a pădurilor și așa destul de chinuite? Au fost discuții serioase pe acest articol. Acest articol, aș dori să spun că a fost susținut atât de proprietarii de păduri, cât și de organizațiile de mediu. De ce? Trebuie să pornim de la realitatea care există în acest moment legată de administrarea pădurilor. Problema reală este că avem 500.000 de hectare de păduri neadministrate, adică păduri în care nu există niciun fel de lege. Sunt în afara administrației silvice, sunt nepăzite, sunt pur și simplu lăsate de izbeliște. În cele mai multe dintre ele se fură la liber. Asta este pur și simplu realitatea. Sunt mulți proprietari care stau în București și au pădure în Mehedinți sau în Caraș-Severin și pădurea respectivă este tăiată, brăcuită, furată de către samsar de lemne. Ce spune codul silvic nou? 1. Spune foarte precis, orice hectar de pădure trebuie să fie păzit, adică trebuie să ai un contract de pază cu un ocol silvic. 2. Codul silvic spune că pentru pădurile până la 30 de hectare, statul trebuie să asigure o subvenție care să acopere serviciu minim de pază a pădurilor, adică să nu mai avem păduri nepăzite în țara asta. Și 3. Să ieșim din blocajul dat de faptul că amenajamentul silvic, așa cum prevăd normele silvice, nu se poate face pentru suprafețe sub 100 de hectare. Deci trebuie să ai suprafață mare ca să poți să asiguri acel principiu al continuității recoltelor din lemn. Deci un proprietar care are un hectar de pădure era blocat, pur și simplu nu avea voie să ia o căruță de lemne din propria pădure. Codul silvic nou, și este soluția pe care a găsit-o, în pădurile României, astăzi, în medie, se recoltează legal 3 metri cubi pe an și pe hectar. Codul silvic nou a zis, bun, nu avem pentru aceste păduri sub un hectar, nu avem amenajament, nici nu avem posibilitatea să-l facem, să asociem oamenii, că-i o utopie. Hai să spunem prin lege că pot să recolteze până
până la 3 metri cubi pe an și pe hectar, în condițiile în care pădurea are un contract de pază cu un ocol, deci acolo se respectă un regim silvic și nu proprietarul se duce să taie. Acești 3 metri cubi sunt recoltați în urma unei marcări, adică vine un organ silvic, un inginer sau un tehnician care alege arborii de marcat în virtutea unor norme tehnice, în funcție de starea pădurii și decide. Poți să tai și alege arborii uscați, arborii care sunt, au putregai la bază sau arborii care sunt... Care au ajuns la vârsta economică de exploatare. Deci nu proprietarul singur se duce și ia 3 cubi, că zic că se duce 3 cubi și ia mai 3 cubi și ia 7 încă și rade pădurea. Dar aveți convingerea că acest lucru se întâmplă în condițiile în care nu există realizat un amenajament silvic în pădurile respective? Înțeleg că este foarte greu să se realizeze și poate ineficient să se realizeze amenajament silvic pe suprafețe mici. Dar avem convingerea că aceste suprafețe vor fi exploatate economic și vor fi lăsate în continuare să-și exercite toate funcțiile pe care de altfel pădurea le exercită în mediul în care ne aflăm. Deci, pornim de la o situație păduri neadministrate, nepăzite, în care se fură la liber. Sigur. Și vorbim prin codul silvic nou de o situație în care avem păduri păzite, contract cu un ocol silvic, respectarea regimului silvic, adică marcări, document de proveniență pentru transport și limitarea la maxim 3 cubi pe an și pe hectar. Oricine are idee ce înseamnă pădurea știe că un hectar de pădure are 200-300 de cubi de masă lemnoasă, 3 cubi este o cantitate, sunt două căruțe de lemne, este un lemn de subzistență, deci este o rezolvare bună, atât din punct de vedere al protecției pădurii, pentru că este aproape, este o prevedere să pui în codul silvic că poți recolta maxim 3 metri cubi, este o prevedere mai tare și mai restrictivă decât orice amenajament silvic. Dacă așa stau lucrurile... Domnule Cernea, ați fost, sunteți un deputat independent, deci teoretic nu sunteți de nicio parte a celor două baricade care s-au produs astăzi. Sunt de partea pădurii. Exact. Pentru că am o agendă concentrată pe temele de mediu. Am vorbit de când am intrat în politică despre necesitatea de a prezerva pădurile din România, despre această presiune la care pădurile au fost supuse în ultimii 25 de ani, de frișări ilegale, de exploatare iresponsabilă, pierderea 100.000 de hectare de pădure din România. Așadar, a fost o temă centrală despre care am vorbit foarte des, inclusiv în Parlament. Dacă la prima votare a codului silvic, eu m-am abținut și am explicat de ce. Au fost o serie de motive. Sigur că acest cod este un pas înainte, dar am avut o serie de strângeri de inimă generate de fie de ușoare ambiguități din lege, fie de faptul că, spre exemplu, prin acest cod silvic, noi ne asumăm angajamentul ca până în 2030 să reîmpădurim 1.000.000 de hectare. Dar sumele pe care tot Parlamentul le-a votat pentru bugetul de împădurire pe acest an sunt pentru doar 14.000 de hectare, în condițiile în care, dacă am face o medie pentru cei 16 ani rămași până în 2030, ar trebui aproximativ 70.000 de hectare să fie împădurite în fiecare an. Ori dacă noi ne asumăm acest 1.000.000 de hectare și plecăm din start cu ideea că ne asumăm acest angajament și în același timp alocăm o sumă de resursele, nu este o probă de seriozitate. De aceea am spus că mă abțin. A doua oară însă, apărând și aceste filmări scandaloase despre practicile firmei Schweihofer și consultându-mă mai mult cu personalități din societatea civilă, inclusiv cu colegul nostru de platou de astăzi, am decis să votez pentru codul silvic. Dar în continuare consider că misiunea noastră principală este să arătăm și
viciile, micile probleme care mai sunt, pentru că nu s-a încheiat lupta pentru prezervarea pădurii odată cu adoptarea codului. Avem încă foarte multe aspecte, foarte multe detalii la care trebuie să fim foarte atenți, să le reclamăm și să le discutăm cu detașare, sigur, și folosind argumente, nu alunecând spre politicianisme, acuzații, că și în Parlament se mai alunecă uneori, voi sunteți de vină, ba voi sunteți de vină, voi sunteți mai ticăloși, ba voi. Lăsând la o parte discursul acesta de atac politic, discutând pe fond, trebuie să fim foarte atenți la detalii, trebuie să vedem și normele de aplicare, trebuie să ascultăm societatea civilă. Este un lucru extrem de trist faptul că la comisiile reunite, la ședința comisiilor reunite privind această dezbatere care a avut loc săptămâna trecută, ONG-urile au fost prezente, dar nu au fost lăsate să-și spună un punct de vedere. Eu cred că ar fi trebuit tocmai dacă președintele a trimis cu temei sau nu legea, a retrimis legea în Parlament, păi era un prilej pentru o aprofundare a dezbaterii. Și era un prilej să ascultăm ce spun ONG-urile. Acum, dumneavoastră, cum ați votat? Acum am votat pentru cod, pentru noul cod silvic, dar în continuare cred că misiunea noastră principală nu este să... acum nu putem spune, gata, am rezolvat problema, am salvat pădurile. Nu. Misiunea noastră de acum încolo este să fim extraordinar de vigilenți, să vedem și normele de aplicare și să spunem că mai sunt chestiuni în codul silvic care ar merita retușate și care ar merita o analiză mai aprofundată. Deci codul silvic, nou cod silvic nu este perfect, e perfectibil. Și trebuie să facem asta. Dar de ce nu l-am făcut, să durat încă 2 ani dezbaterea, cum ziceți dumneavoastră, să-l facem aproape perfect. Hai să spunem. Eu mi-aș fi dorit o dezbatere aprofundată. Încă 2 ani poate că ar fi fost un pic cam mult, pentru că sunt abuzuri îngrozitoare care se petrec acum și care trebuie stopate cât de curând. Dar vechiul cod silvic a avut niște prevederi foarte clare privind protecția pădurii. Probabil au fost și alte instituții care n-au contribuit suficient la protejarea acestui spațiu. Aveți dreptate. O lege, chiar dacă este foarte, foarte bună, ea trebuie și pusă în aplicare. Și aici este un efort din partea instituțiilor chemate să pună în aplicare o lege. Noi în Parlament însă, misiunea noastră este să adoptăm texte cât mai bune, cu cât mai puține fisuri. Acum, într-adevăr, sunt foarte multe de făcut. S-a vorbit și de corupția din plan local, de corupția uneori a organelor care ar trebui să protejeze, să apere pădurea. Deci sunt foarte multe aspecte de rezolvat. Vreau să vă întreb, pe acest articol 20 despre care am discutat, cu cei 3 metri cubi până în 10 hectare, dacă nu ai amenajament și că nu e necesită, vedem, dumneavoastră aici sunteți de acord? Și aici vă întreb, pentru că pe acest studiu IRES pentru Digi24 pe care l-avem, l-am primit și noi, opinia publică, pentru că dumneavoastră sunteți deputat, opinia publică spune în general că pe acest subiect, în disputa dintre președinte și premier, pentru că a fost așa o polarizare, 52% dintre respondenți îl susțin pe Klaus Iohannis, în timp ce numai 20% dintre ei susțin pe Victor Ponta. Și aici, ca să facem, să delimităm de persoane, spunem că 20 sunt pentru acest articol, 52 în cazul nostru sunt împotriva acest articol. Eu cred că explicația pentru acest sondaj nu ține neapărat de faptul că oamenii au fost foarte bine informați asupra implicațiilor și asupra prevederilor din codul silvic, ci țin de faptul că președintele Klaus Iohannis se bucură de un larg respect și o largă susținere în societate în acest moment, în timp ce simpatia pentru premier a continuat să scadă, mai ales în ultimile luni după alegerile prezidențiale. Deci vedeți acest sondaj strict unul emoțional sau o mare emoțional, parte emoțional. Oamenii, vă spun că astea sunt chestiuni destul de tehnice, mm-hmm, pe care pentru a le înțelege trebuie să le aprofundezi. La nivel de societate mă tem că nu au fost înțelese în detaliu aspectele de dispută din Parlament și din spațiul public. De aceea cred că atunci când oamenii au fost întrebați, sunteți de acord cu președintele Iohannis sau cu premierul Victor Ponta, au spus că sunt cu președintele Iohannis pentru că îl susțin pe președintele Iohannis. Dacă întrebarea ar fi fost, sunteți de acord cu 3 hectare sau cu 10 hectare, sau dacă era pur tehnică, fără să fie precizate cei doi oponenți, să spunem, pe această temă, eu cred că ar fi fost
Invers. Dar v-am întrebat pentru că tot pe partea emoțională a venit și acel reportaj realizat cu camera ascunsă la Schweinhofer al agenției de mediu americane, al celui ONG foarte puternic, și tot ca, să spunem, ca un ajutor în această dezbatere, de această dată pe partea PSD-ului, pe partea premierului, care susținea la acel moment că trebuie să punem acea stabilă de 30%, care foarte mult timp a fost și ea. M-aș feri să intru într-o dezbatere de genul versiunea PSD-ului contra versiunea președintelui, pentru că riscăm atunci să ne antagonizăm pozițiile pe baza unor simpatii politice. Ideal ar fi să păstrăm discuția principial pe cât posibil și să discutăm, stați puțin, este în regulă să avem o limită de 30% sau nu? Da. Și de ce? Și de ce? Și pe argumente, nu că a spus Ponta sau că a spus Iohannis sau că a spus nu știu cine. Nu, dar știți, atunci a fost și o dispută în fiecare ce roluri au. A fost în, și vor mai fi dispute. Da, și de asta v-am și întrebat. Chiar acuzații de o parte și de alta. Eu vă spun că dacă peste un an de zile sau peste 2 ani de zile o să apară din nou niște imagini cu niște defrișări legale pe nu știu unde sau cu nu știu ce abuzuri împotriva pădurii, unul o să zică, vedeți, ăștia ați votat codul silvic și uite că se întâmplă în continuare. Deci degeaba l-ați votat. O să zic că da, dar dacă nu-l votam era și mai rău. Deci, politic vorbind, se poate specula tema, pentru că este de mare interes și e bine că e de mare interes. E bine că acum în societatea românească vedem pe o scară foarte largă un interes crescut față de tema pădurilor. Acum 5 ani, 7 ani, mult mai puțin se discuta atât de, pe o scară largă. Acum e bine că avem această dezbatere, e bine că am avut proteste de stradă, e bine că oamenii își pun problema. E bine că, iată, și președintele are trimis în Parlament legea, chiar dacă, hai să spunem, nu toate argumentele erau suficient de puternice din punctul meu de vedere, dar e bine că am avut șansa măcar a unei a doua dezbateri. Și cel puțin pe mine, în cazul meu, ca simplu deputat, eu mi-am schimbat opțiunea, da? Inițial v-am spus, m-am obținut. Apoi am votat pentru codul silvic, cu reținerile de rigoare, pentru că sunt conștient și cred că orice om responsabil este conștient că și aceste prevederi merită anumite îmbunătățiri. Mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut pentru a proteja pădurea în România. Domnule Tobescu, acel 30% este binevenit din punct de vedere al proprietarilor, acea limită pentru companiile care exploatează lemnul? Noi suntem mult mai puțin implicați și afectați de această decizie, dar această decizie poate fi judecată din cel puțin trei perspective. Economic, social și din punct de vedere al mediului, ai protecției pădurilor. Din punct de vedere social, problema este, avem niște comunități montane care depind de această resursă și se pune problema, dorim să păstrăm activitățile tradiționale de prelucrare a lemnului, prelucrarea locală a lemnului, de la prelucrare primară până la prelucrarea mobilei, sau vrem un singur colos în țara asta care să concentreze tot lemnul? Răspunsul prin acel prag de 30%, vrem să ajutăm comunitățile și activitățile tradiționale. Din punct de vedere economic, este iarăși o discuție interesantă. Dacă tot lemnul se concentrează la Schweinhofer și se duce sub formă de cherestea și semifabricate cu nivel redus de prelucrare, situația reală este că industria mobilei de rășinoase a scăzut puternic în România din lipsa resursei. Deci pe rășinoase chiar e o criză de resurse. Am ajuns noi, țară împădurită și cu munți și cu păduri, să nu mai avem cherestea demolit pentru industria mobilă. E absurd. Deci din punct de vedere economic trebuie să limităm iarăși poziția aceasta de concentrare economică, pentru că nu mai este resursă pentru industria mobilei pe rășinoase. Nu vorbesc de fac sau de pe rășinoase. Din punct de vedere al protecției pădurilor, al mediului, iarăși observăm și pe orice hartă a teritoriilor ilegale și pe orice ne uităm, vedem că pe rășinoase, din cauza cererii uriașe, prin presiunea care există în piață pe această cerere, volumul de lemn exploatat pe rășinoase a crescut în România de la 4 milioane jumate în 2005 și a crescut la 6 milioane în 2008, după aia a crescut la 7 milioane în 2002 și a ajuns la 8 milioane acum. Deci, cererea în piață și prețurile care sunt în piață, evident, au dar încurajat. Cererea, este vorba de cererea pe piața internă sau europeană, externă? Vorbim de piața internă.
că după aceea se duce în export, nu contează, dar noi vorbim de presiunea pe care o a pus-o acest colos, care este Schweinhofer, care azi îi trebuie 2.200.000 de cubi din piață. Deci, justificare pentru acest prag este socială, este economică, este de protecție a pădurilor și discuția este dacă suntem sau nu în concordanță cu legislația europeană și cu legile concurenței. Iar concluziile tuturor dezbaterilor au fost: e o decizie de concurență, care e concurența pe nivel național, putem să ne asumăm reglementarea ei pe legislație națională, deci nu este vorba că este o discriminare între o companie europeană și una românească. Nu, e o problemă cu... Pentru, indiferent de capitalul... Exact. Avem un principiu în Constituție care spune România trebuie să-și gestioneze resursele conform interesului național. Corect. Deci este un punct, un articol în Constituție. Din punct de vedere al strategiilor europene pe domeniul pădurilor și pe dezvoltare regională, iarăși este același principiu. Deci, toată dezbaterea a dus către acest prag de 30%. Singurii care au fost împotriva au fost cei de la Consiliul Concurenței, care pur și simplu au fost incapabili în 2 ani de zile să aducă cel mai mic argument în această dezbatere.